După 20 de ani, foștii absolvenții Colegiului Național Andrei Șagun au fost întâmpinați de fanfara colegiului. Revederea a fost una emoționantă atât pentru foștii liceeni, cât și pentru dascălilor. Imediat după ceremonia de primire, toți absolvenții au fost invitați în sala de festivități a liceului. Aici, programul special a continuat. Totuși, după discursurile emoționante, foștii liceeni și-au adus aminte de întâmplările frumoase din perioada liceului. La orele de matematică, orele de fizică, astea sunt pline de emoții și, bineînțeles, distracțiile cu colegii cum erau organizate de liceu, botezul, ce mai erau, balurile, evident. Am făcut o excursie cu colegii în Moldova, la să vizităm mănăstirile din Moldova și am plecat în octombrie și era toamnă când am plecat și cum am trecut pe cheile Bicazului a început să ningă și am rămas acolo, că a pus o nisoare mare care ne-a blocat autobuzul, am rămas naufragiați pe acolo prin zăpadă. Orice revedere a foștilor absolvenți ai colegiului este un eveniment foarte emoționant. Întâmpinăm întotdeauna cu emoție și cu deosebită bucurie întâlnirea cu absolvenții noștri. Ei sunt purtătorii în lume a spiritului șagunist, care este viu și care persistă la toate întâlnirile absolvenților noștri, la toate manifestările de peste an care țin de etosul școlii. El se simte vibrând în sala festivă, în spațiosul vestibul al școlii, așa că de fiecare dată ne face o deosebită plăcere să ne întâlnim cu ei. După ceremonia din sala festivă a Colegiului Național Andrei Șaguna, elevii au mers în fostele clase alături de profesorii lor. Aici, deponatul amintirilor a continuat.